Bun, mai ești frumos. Te rog să mergi la tablă. Așa. Să se rezolvi în ecuația. Logarim, în baza 2 din x. Logarim baza 2 din x, totul la a patra. Așa. Minus logaritm baza 1 pe 2. 1 pe 2 la 4, din x la a doua pe, din x la 5 pe 4, x la 5 asupra 4, nu, x la 5 tot pe 4. Așa. Și logaritmul la a doua, minus 20 logaritm baza 2 din x, plus 148 mai mic decât 0. Să rezolvi în ecuația. Nu e o ecuație, este o inecuație. Da. Adică s-ar pune problema să găsim pe cx, să vedem și să vedem dacă este adevărat în urma calculului făcut. Nu putem să ghicim nici și trebuie să vedem altfel, nu? Să vedem cum. Alo, Gigi? Uite, pleca mașina spre tine. Da, 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 unde știi, da, da. Ce idee ați avea? Cum ați propune aici? În primul rând, trebuie să spunem condițiile de existență. Corect. A. Logaritmul, adică când există un logaritm? Hai să ne amintim. Există logaritm în baza din B. Există logaritm în baza din B. A din B. Dacă și numai dacă, sunt îndeplinite condițiile. Care sunt condițiile? Baza diferită de 0. A mai mare ca, strict mai mare ca 0, diferit de 1. A diferit de 1, da. Deci A mai mare ca 0, diferit de 1. Și argumentul? B mai mare strict decât 0. Astea sunt condiții de existență a unui. Ai zis logaritm, imediat trebuie să ai în vedere și sunt trei condiții. Baza mai mare ca 0 decât 1 și argumentul strict mai mare ca 0. În cazul nostru, hai să luăm pe primul logaritm. Ca să lucreze primul logaritm, baza cât este? 2. 2 este mai mare ca 0 diferit de 1. De acord, da? Da. Și argumentul, care este argumentul logaritmului? X-ul, în cazul nostru. Da. Deci X-ul strict mai mare ca 0. Deci o primă condiție pentru primul logaritm ar fi X mai mare ca 0. Mergem la, ne ducem la al doilea logaritm. Păi, 1 pe 2 este mai mare ca 0 și este diferit de 1. Corect. Și trebuie să luăm X la 5 asupra 4 să fie mai mare ca 0. Strict mai mare ca 0. De fapt, X la 5 pe 4 strict mai mare ca 0 ar însemna X la 5 strict mai mare ca 0. Și dacă cum x-ul e mai mare ca 0 și la 5 va fi mai mare ca 0. Deci condiția este subînțeleasă într-un fel, da? Apoi la următorul logaritm, x mai mare ca 0. Deci rămâne prima condiție, x mai mare ca 0 și totul este îndeplinit. X mai mare ca 0, e treaba clar, merge tot. Bun, după ce am pus condițiile, altă idee, altceva. Să scriem 1 pe 2 ca 2 la minus 1 ca să aducem în aceeași bază. Deci, să ne luăm, al doilea logaritm te încurcă pe tine. Da. Și atunci îl luăm deoparte, pe logaritm baza 1 pe 2 din logaritm baza 1 pe 2 din x la 5 asupra 4 și să-l treci în ce bază? În baza 2. Deci, egal cu logaritmul noua bază care ți-ai propus 2 din x la 5 pe 4 totul supra logaritm baza 2 din 1 pe 2. Așa este, da? Da. Egal mai departe. Deci formula, dacă nu ți-o mai amintești, da. Hai să vă amintesc. Deci logaritm în baza A din B, când îl trecem în noua bază care ne propunem noi C, înseamnă logaritm în baza nouă C din fosta bază, din B, adică eu trec din A în C, nu? C. Supra logaritmul noua bază, C, din A.
Așa se formă de trecere dintr-o bază în alta. Da? Așa, așa se trece dintr-o bază în alta. Și asta a făcut. A trecut din baza 1 pe 2 în baza 2. Da. Și a zis, logaritmul, noua bază care mi-am propus eu din argumentul dinainte, din x la 4 pe 5, supra-logaritmul baza 2, x la 5 pe 4, supra-logaritmul baza 2 din 1 pe 2. Și nu mai departe cu. Scriem, fiindcă este parțial, scriem ca diferență. Deci logaritmul unei fracții, diferența 2 logaritmi. Logaritmul baza 2 din x la 5. Minus logaritmul baza 2 din 4. Supra logaritmul baza 2 minus logaritmul baza 2 din 2. Și cam mai departe lucrăm. 5 de aici trece în fața logaritmului. Conform unei proprietăți, exponentul este în fața logaritmului. Va fi egal deci cu 5 logaritmul în baza 2 din x. Da. Minus 2. Minus logaritm baza 2 din 4 face 2. Da? De ce, de ce vine? E clar că cine la a doua să facă 4? 2. Totul supra. Logaritm baza 2 din 1 era 0. 0 minus? Nu. Minus 1. Da. 0 minus 1 și face minus, minus 1. Deci, minus 1, adică? Minus 5 logaritm. Minus 5 logaritm în baza 2 din x plus 2. Că minusul de jos nu afectează pe 5 logaritm baza 2 din x și pe minus 2. Deci face minus 5 logaritm baza 2 din x și plus 2. Asta a fost mișcarea. Acum totul este limpeze. Iar vreau să mă duc un pic și la observația făcută de tine. Da. El avea o idee. Știi ce a spus? Așa a zis. Că logaritmul baza 1 pe 2 din x la 5 pe 4 ar fi egal cu logaritm în baza 2 la minus 1, nu așa e vreo să spun, 1 pe 2 fai 2 la minus 1, din x la a 5-a, supra 4. Ce vrei să mai zici mai departe? Egal mai departe. Când scoate minus 1 în față, la... Da. Minus 1 de aici? Da. Dar aș vrea să fac și da, să înțeleagă povestea asta. Vezi. Că voi faceți mecanic acolo. Da, da, da. Da? Deci, este o proprietate, în anumit logaritm baza A din B, egal cu logaritm în baza A la B, A la C din B la C. B la C. Adică ridicăm și baza și argumentul la aceeași putere. Da, da. Tu, pe baza acestei proprietăți, ridicăm și ăsta și ăsta la minus 1, practic. Da. Că C-ul îmi gândim ca fiind minus 1. Da. Deci ar veni cât? Logaritmul în baza, o să vă demonstrez proprietatea aceea, logaritmul în baza 2 la minus 1, totul la minus 1, iată C-ul, da. Nu? Din x la a 5-a pe 4 la minus 1. Dar minus 1 ori minus 1 face 1. Da. Și vine 2 la 1 și egal mai departe cu logaritmul baza cât? 2. Acum, din x la 5 supra 4, totul la minus 1. Da. Și acum, conform proprietății acelea, minus 1 ăsta iese în față, egal cu minus 1 ori logaritmul baza 2, din x la 5 supra 4. Da. Da? Noi făceam mecanică de rezultat. Iar minus 1 ăsta, când mi-ai spus tu, iese în față, nu înțelegeați mecanismul. Da, da, da. Corect. El iese minus 1 ăsta în față și de la bază și de la exponent. E drept. Corect. Dar trebuia înțeles de, da. De ce vine așa. Deci de ce vine așa? Pentru că am așa să proprietate. Și acum să vă demonstrez pe asta. Ce înseamnă logaritm în baza A din B? Dacă plătesc un Y, este echivalent cu a traduce că baza la ce îndreaptă egal cu argumentul. A la Y, A la Y egal cu B. Da? A la Y egal cu B. Adică, voi mi-ați spus mai devreme că logaritm baza 2 din 8 bunoare egal cu 3.
Din ce motiv? 2 la 3. Pentru că 2 la 3 egal cu 8. Da? 2 la 3 egal cu 8. Deci a face logaritmul într-o bază, dintr-un număr, înseamnă de a te interesa de altcineva, de 3, încât să fie exponent al bazei, adică 2 la cât să facă 8. Asta înseamnă logaritm. Ei, acum, egalitatea asta, y egal cu logaritm bazat din b egal cu y, se traduce, cum vă spuneam, a la y egal cu b. Eu pot să ridic și stânga și dreapta la puterea ce? Și vine a la puterea y totul la c, nu? A la y totul la c este egal cu a la cu b la puterea c. Corect. A la y totul la c egal cu b la c. Da. Dar cum se ridică o putere la o altă putere? Se copie baza, se mulțesc exponenții. Și este echivalent cu a spune că a la y este a la y orice. Da? Egal cu b la c. Și ce înseamnă echivalent cu a spune că a la c totul la y. Poți să scriu și așa. A la c totul la y egal cu b la c. Dar asta ce înseamnă? Cineva la egal cu este de fapt a spune că y-ul ăsta este egal cu logaritmul în baza a la c din b la c. Pentru că, iată, ce înseamnă un logaritm într-un număr? Înseamnă a ridica baza a la c la y, sunt de a b la c. Da. Și eu m-am întors înapoi. Și v-am arătat că același y este logaritm baza a la c din b la c. Dar y-ul cât a fost? Logaritm baza a din b. Da. Deci care este egalitatea, privind de aici și aici? Înseamnă că y-ul de aici este același y din coace. Da. Și înseamnă că logaritm baza a din b egal cu logaritm baza a la c din b la c. Și v-am arătat această formulă pe care eu am folosit-o. V-am demonstrat-o acum. Deci, pot ridica la aceeași putere și baza și argumentul, fără să afectez valoarea logaritmului. Da? Da. Așa asta e formula. Iar voi când mi-ați spus că minus 1 îl scoateți acolo în față, eu am înțeles fenomenul, dar acum am insistat să vă fac să înțelegeți că, de fapt, se ascunde această problemă, că ridicăm la minus 1 și baza și argumentul. Da. Și-l transform pe ăsta în baza 2, da. Și e scos așa, da? Și iată că să vă dovedesc acum că în final ajung la același lucru. Adică, egal mai departe cu minus, poți să lucrezi tu de aici încolo, minus pe lângă, ai logaritmul unei fracții, deci logaritm baza 2 din x la c. Așa, x la 5, aveți logaritm baza 2 din 4. Și egal mai departe, minusul acela, 5 iese în față, da. Vine minus pe lângă 5. 5 logaritm baza 2 din x, minus 2. Corect. Și minusul din față, desfacem paranteza, vine minus 5 logaritm 2 din x plus 2. Este același lucru? Da. Este același lucru. Am fructificat ideea ta pentru că am vrut să arăt că și tu puteai să ajungi la aceeași răspuns, dar am vrut să și justific în fiecare moment care este drumul corect și care ce înseamnă ceea ce folosești tu mecanic. Am înțeles. Da? Te numești cum? Bogdan. Și? Alessio. Da. Băi, te greu să țin minte. Da. Eu am o memorie foarte slabă cu numele. Bun. Să ne întoarcem acum. Eu sunt cu scrisul tablet. Și din clipa în care am găsit, ne întoarcem în ieșițiu și înlocuim să vedem ce devine la momentul acesta. La partea sau lăsăm așa? Lăsăm așa. Logăm baza 2 din x totul la... La 4... Minus... 5...
din x plus 2, parcă? Da. X-ul punem mai în jos, că da. Să se înțeleagă la același nivel, da? E argument. Totul la 2. 20 logaritmat. Nu, stricăm un exercițiu. Iată, trebuie să precizez. Sigur că îl putea duce pe 20, da, x la 20. Da. Dar eu vom urmări să apară peste tot logaritmat în da. X. Și atunci să notăm cu ceva și să-i dăm drumul la lucru. Așa stricam tot. Așa. Notăm logaritmat de unde? Da. Deci a apărut peste tot logaritmat de x. Bine. Minus pe lângă, să ridicăm binomul la pătrat. 25 de pătrat. Minus. Da. Așa, 10. Atenție că e 20. Că e de 2 ori prima ori la a doua. 2 ori 2, 4 ori minus 20, tocmai în baza 2 din x. Plus. 4. Sper că ați înțeles, băieți, ce am da, da. Deci ăsta a notat cu t și a fost minus 5t plus 2 la pătrat. Minus 5t plus 2 la pătrat face 25t pătrat minus 20t plus 4. Da. Minus mai departe, 20t echivalent cu t la 4. Da? Plus 20 de minus 4 minus 20 de adică 0. Rămâne T la 4. T la 4, da. 20 de cu minus 20 de se reduc. Minus 25 de pătrat. Da. Plus 50 de 100, atenți că e minus 4 și cu plus 144. Am putea să notăm de la 2 cu un corect, V. Cu un V, ca să vedem, acolo e situația pătrată. Și ar veni V pătrat, da. Minus 25 V. V pătrat, minus 25 V. Plus 144, adică ca 0. Atașăm... rezolvăm ecuația atașată. Da, atașăm ecuația pentru rezolvarea în ecuația de așa, așa cum zic. B pătrat minus 25 V. V1, 2. V1, 2, da. 25. Plus minus radical din... 6, 25, parcă? Da. Că 25 la pătrat. 5 minus 4... Mai vedem încă o dată. Sau 576, vezi. Deci 4 ori 4, 16. 4 ori 4, 16 și cu 1, 17. Da. 576. Supra 2A. 2. Și egal cu 25 plus minus. Supra 2, da? Și vin 25 cu 7, 30 și... 2 pe 2, 16. Pe 1 egal cu 16. Da. Și 18 pe 2, 9. Deci, pe 2 egal cu 18 pe 2, 9, da? Cele două valori sunt 16 și 9. Trebuia să observăm despre V. Ce fel de număr este V dacă am notat cu T pătrat? Pozitiv. V pozitiv e esențial. Deci pune virgulă, V mai mare ca 0. Amândouă sunt valori bune, da? Dar
Noi am avut nu de rezolvat ecuația de pătrat minus 25 b plus 144 egal cu 0, ci inecuația. Inecuația. Atunci trebuie să facem tabelul cu... Tabelul de variația semnului, sigur că da. B de la minus infinit la plus infinit. Cele două valori a lui B sunt 9 mai întâi și primul 16. 0 și 0. Dacă am dat aici până 0, de exemplu. Da. Ar veni 0 minus 0. Și 144 pozitiv. Pozitiv. Voi sunteți obișnuiți, sunt trebuie în semnul contrar la mecanică. Da. Nu mai văd ce mai simplu este așa. Dar e o valoare ca să nu pierzi timpul, că dacă memoria te înșală un moment dat, ai stricat tot. Și am dat o valoare din zona asta, pe 0. Valoarea în 0 este un număr pozitiv. Plus, minus, plus. Corespunde cu ce spune. Între rădăcini spune semnul contrarul A. Cu mai e pozitiv, între rădăcini pune minus, la afară plus. Dar dacă, repet, îți da, face memoria feste, trebuie să merg așa. Ca... Cum te interesa să fie? Cum e, mai mic, unde vedem Y? De, acolo. Deci rezultă că V aparține intervalului 9 descris. Da. Din ecuația a fost strictă. 9 și 16. Adică, în mod normal, aș putea spune că V e cuprins între 9 și 16. Da? Deci pot spune 9 strict mai mic. 9 strict mai mic decât V mai mic decât 16. Și cine este V? V este de pătrat. De pătrat. Doamne, eu pun 9 mai mic decât de pătrat. Mai mic decât 16. Și scoatem radical. Da. Și atunci echivalent... O secundă. O secundă. Ce-aș propune, înainte de a te grăbi așa, ce-aș propune să... Că tu ai de gând să scoți repede din asta. Deci 3 mai mic decât T mai mic decât 16. 4. Așa? Dar numai dacă T-ul e pozitiv. Și n-am avut nicio mențiune că T-ul ar fi pozitiv. T-ul cine este? Logarit în baza 2 din X. Poți să fii și negativ și pozitiv. Și atunci hai să rezolvăm două inecuații. T pătrat mai mic decât 16. Da, corect. Deci sunt două inecuații acolo. T pătrat mai mic decât 16. Și T pătrat, a doua, T pătrat mai mare decât 9. Hai să rezolvăm pe prima. T pătrat mai mic decât 16. Așa, așa vreau să fac. T pătrat egal cu 16. T1, 2. Egal cu plus minus 4. Plus minus 4. Faci tabel de variația semnului, nu? Da. Pentru T pătrat asta. Deci. Dăm 0 la mijloc și ar veni pozitiv între rădăcini. Deci 0 e plus. Între minus 4 și 4 și ar veni pozitiv. Deci e pozitiv, adică? Că tu ai avut cât acolo? E T pătrat minus 16. Da. T pătrat minus 16 este. T pătrat minus 16, mai mic ca 0, da? Așa e în ecuația. Da. Că tu ai luat-o cu egalitate, da? Da. Dar în ecuația asta T pătrat mai mic decât 16, da, este T pătrat minus 16 mai mic ca 0. Da? În ecuația asta e avută de fapt. Sunt rădăcini minus 4 și 4. Și atunci luând 0 va fi... Luăm pe 0 între minus 4 și 4, imaginea este minus. Minus. Deci este negativ. Și afară plus. Și iarăși vedem unde te pătrat minus 16 și negativ. Unde te pătrat? Aici este. Deci rezultă că te aparțin la minus 4 și 4, da? Te aparțin intervalul minus 4 și 4. 4. Și apoi avem a doua, te pătrat. Așa. Te pătrat mai mare ca 9, ar fi T pătrat minus 9 mai mare ca 0. T pătrat minus 9 egal 0.
T1, da. T1, 2 egal plus minus 3. Și avem... Și tot aici tabel, jos, da. Tabel de variație semnului, pentru că T4 minus 9. Dăm tot 0. Da. Și avem tot negativ aici, între rădăcini. Da. Și pozitiv. Așa. Dar tu ai acum să fie T4 minus 9 pozitiv. Da. Și unde e pozitiv? De la minus infinit la minus 3 și de la 3 de plus infinit. Deci rezultă te aparține minus infinit până la minus 3 reunit cu 3 plus infinit. Și acum avem așa, o dată între minus 4 și 4 și zona minus infinit minus 3 reunit cu 3 plus infinit. Zona comună care va fi? Așa, minus 4, minus 3. Iar uite-te... Da. Cum trebuie să gândim? Deci, pe axa reală avem așa. Aici este minus 4, minus 4, minus 3, 3 și 4. Și tu ai că ai dori între minus 4 și minus 4, dar pe altă parte te vrea între minus infinit și minus 3, unii cu 3 plus infinit. Și zona comună este... Unde sunt două, cele două linii? Minus 4, minus 3, reunit cu 3, 4. Deci răspunsul te aparține intervalului. Te aparține intervalului minus 4, minus 3. Deschis, că a fost inegalitate strictă, reunit cu 3, 4. Vă dați seama că se reprea o greșeală gravă dacă mergeam pe varianta care mi-a spuneai tu. Aceea de a scrie pe 9 ca fiind 3 la 2. 16, 4 la a doua și extrăgând radicalul, T1 rămânea între 3 și 4. Adică găseam numai intervalul 3-4. Da. Dar numai atât ăsta îl găseam. Nu și minus 4, minus 3. Deci pierdeam zona asta. Da. De aceea v-am atras atenția că nu știu nimic despre T. Dacă T ar fi fost pozitiv, atunci, da, mergea. Dar fiind negativ, și posibilitatea de a fi negativ, deci exista și varianta ca T-ul să fie între minus 4, minus 3. Pierdută varianta asta. Și acum, cine este T-ul? Ștergem aici, zicem. Da. Ne întoarcem la substituții. Sau unde sunt? Aici să ștergem noi. Lăsăm acolo, că mai discutăm ceva. Uite, traduce aici. Și zicem, ce înseamnă că te aparține, scriem din nou aici, te aparține intervalului minus 4, minus 3, reunit cu 3, 4. Echivalent cu a spune că minus 4, mai mic decât, mai mic decât minus 3, sau, e reuniune, sau, nu asta e și, logic, sau, așa. 3, mai mic decât T, mai mic decât 4. Deci, în momentul de față, ai asta sau cealaltă. Ce va veni, vom reuni. Ce vom găsi aici, împreună cu ce vom găsi în partea cealaltă. Și înlocuim. Bine, minus 4, mai mic decât... decât T, care este logaritmul baza 2 din X. Mai mic decât minus 3. Și să lucrăm aici. Visăm. Ce bine ar fi să fie și aici tot un logaritm în baza 2. Facem. Facem rost. Da. Deci minus 4 ori 1. Da, corect. Deci echivalent, cu a spune minus 4 ori 1, mai mic decât logaritmul în baza 2 din x, mai mic decât minus 3 ori 1. Da? Iar în loc de 1, cât să spunem? Logaritm baza 2 din 2. Deci zicem minus 4 mai mic decât logaritm baza 2 din 2. Nu. Minus 4 ori logaritm baza 2 din 2. Așa. Mai mic decât minus 3 ori logaritm baza 2 din 2. Așa.
Așa și iată ce obținem. Minus 4 și minus... Ce vreau să vă spun, că acum suntem în direct. Da? Deci la Proful Online TV, dacă colegii voștri ar fi anunțați, ne pot vedea, să dă pe calculator Proful Online TV, da, și te văd în direct. Deci tot ce suntem acum, pe calculator, uitați-vă acolo, suntem în direct. Ah, super, super. Da? Da. Deci este prima dată când există așa ceva făcut. Am înțeles. Da, am văzut ceva când am intrat, dar nu mă gândeam că de la asta. Deci eu am microfon. Am înțeles. Da? Înțeles. Se preia semnalul. Da, da, da. Se transmite. Da. Super. Da. Minus 4 și minus 3. Așa, minus 4 și minus 3 vor urca, conform profeteții, și prin logaritm baza 2 din... 2 la minus 4. Așa, mai mic decât... Mai mic decât logaritm baza 2 din x, mai mic decât logaritm baza 2, din 2 la minus 3. Așa. Echivalent... 2 la minus 4 să scriem ca... Ce să zicem? Deci se traduce repede, fiind baza supraunitară, se păstrează sensul inegalității. Da. Și înseamnă 2 la minus 4, mai mic decât x, mai mic decât 2 la minus 3. Deci, iată că x o să găsești în 2 la minus 4 și 2 la minus 3. 2 la minus 4 zice 1 pe 2 la 4. Da. Deci vine 1 pe 2 la 4, 1 pe 2 la 4, mai mic decât x, mai mic decât 1 pe 2 la 3. Ceea ce ar însemna că x aparține intervalului 1 pe 16, că 2 la 4 fac 16, 1 pe 16 și 1 pe 8. Asta din prima inegalitate. Da. Dar mai avem o egalitate. Teo mai avea și șansă să fie între 3 și 4. Și zicem, 3 mai mic decât... Cât logaritmul de x. Da. Decât logaritmul, nu mai mic decât 4. Da. Tot la fel scriem ca... 3 ori 1, de acum știm, mai pe 3 logaritmul bază 2 din 2. 3 logaritmul bază 2 din 2, mai mic decât logaritmul bază 2 din x. Mai mic decât 4 logaritmul bază 2 din 2. Da. Și atunci avem... 3 urcă sus. 3 urcă la... 2, nu? Avem logaritm din baza 2 din 2 la 3, mai mic decât logaritm baza 2 din 2 la 4. Corect. Mai mic decât logaritm baza 2 din 2 la 4. Și din baza supraunitară se păstrează sensul inegalității, adică 2 la 3. 2 la 3 este mai mic decât x, care este mai mic decât 2 la 4. Și atunci x este cuprins între 8, 8 și 16. Deci x aparține intervalului 8 și 16. Bună prima, bună și a doua, le reunim, nu? Deci final vom spune soluția, inecuația acestea de aici este x aparține intervalului 1 pe 16 la 1 pe 8 reunit cu intervalul 8 16. Terminat? Dar nu putem să plecăm de la ieșirea asta fără să-l trecem în revistă. A fost niște lucruri frumoase, interesante în el. Da? Deci, ce vreau să vă spun? Vreau de voi sunteți pentru prima dată, am zis că numele tău nu rețin, nici nu mai bat capul. Pe tu? Bogdan. Bogdan. Bogdane, sper să fie mai ușor. Cu ce ne plecăm de la ieșirea asta? Care sunt lucrurile pe care merită să le reținem? Ce te-a impresionat? Care a fost așa lucrurile? Da. Am uitat schimbarea de bază a unui logaritm. Perfect. Așa. Deci aș putea să vă notați. Momente importante. Da. La Proful Online așa se întâmplă. Deci punctăm lucrurile da, care... Da? Momente importante. Unu. Formula de trecere într-o bază în alta. Da. Formula de trecere într-o bază în alta. Bun. Al doilea, Bogdan. Așa. În doilea rând... am uitat condiții, adică le-am adus aminte pe parcurs, dar faptul că baza trebuia să fie diferită de 1 mi-a scăpat. Bun, deci... perfect. Asta înseamnă că ești foarte corect, ești sincer cu tine da. Și asta e lucru important. Da.
nu mai știam, sincer, formula aceea pe care mi-a spus-o dumneavoastră cu logaritm în baza A din B egal cu logaritm în baza A la puterea C din B la C? Adică nu știu baza și argumentul la cea putere. Da, nu schimb cu formula pe care ați demonstrat-o. Da. Și cam atât. Sunt lucruri pe care mergi să le reținem pe viitor. Așa, deci cu astea sunt achiziții. Da, exact. Tu mergi, pleci de la ei și tu ăsta spun, da, am refăcut, mi-am reamintit. Altă dată, grăbește aducerea în aceeași bază cu formula asta, că duci baza și argumentul la aceeași putere. Da, da. În loc să treci prin formula așa, dacă ai 6, 2, 4, 2, 4, 8 ca baze, tu ai știut că te duci în baza a doua, că ca să ridici la a doua, la a treia și argumentul și baza și ai reușit foarte bine. Da, într-adevăr. Eu aș mai merge un pic mai departe. Hai să vedem. După ce am descoperit, am trecut totul în aceeași bază, am ajuns la o ecuație, o inecuație bipătrată, se cheamă asta. Da. Ai de la a patra și de la a doua. Corect. Dacă ai fi avut și de la a treia și de, ai lucruri se complicau acolo. Da. Ar fost un polinom de gradul 4 și tu ai fi intrat în panică. Dar autorul a avut grijă. Și ai avut minus 20 logaritm baza 2 de x ca să scape de el și l-a scăpat, vezi? Da. Și a rămas o inecuație bipătrată. Care, mă rog, e ușor de văzut că notăm T la 2 egal cu un V. Și de acum devine o inecuație de gradul 2. Cum rezolvă inecuația de gradul 2? Atașăm ecuația, facem tabelul de variație semnul. Pentru că, îmi imaginăm aici că am avea o funcție în V. O funcție în variabila V. Și ce face funcția asta de grad 2? La fiecare V dă o imagine, alt V altă imagine și pe tine interesează imaginele acele pentru care se întâmplă să aibă numere negative. Asta se întâmplă la urma urmei când se face semnul unei funcții. Adică tu dorești să vezi acei Y care sunt negativi și care sunt valorile lui V. Și hai să mai mergem mai departe, că aici a fost iarăși un moment de important. Că după ce s-au găsit cele două valori 9 și 16, ne-am întors la substituții. T-ul este cuprins între 9 și 16, vă amintiți, nu? Da, da. Și acolo există pericolul, ca să, cum a și propus colega voastră, să extragă radical de ordinul 2 peste tot și găsea doar T-ul cuprins între 3 și 4. Da, adică jumătate din problemă. Pierdeam valorile negative. Sigur că da. Soluția ar fost numai jumătate. Ar fi avut în final X-ul aparține cărui interval. Nu, asta n-ar fi fost. Doar 8 și 16. Da? 8 și 16. Și jumătate din problemă era greșită. Corect. Deci, vedeți, au fost destule lucruri pe care ne le-am reamintit cu ocazia asta. Da. Trecem tabla și să mai caut un exercițiu. Așa. Nu știu dacă se poate, eu nu ar trebui să plec, a intervenit ceva. Da? Dar voi reveni, chiar îmi place, niște ori parte... Pare rău, chiar nu mă pregăteam acum să plec la ceva interesant, la niște lucruri, dar nu-i nimic. E ziua numele meu și... Gheorghiță? Da, să mă cheamă George. George, la mulți ani și să te îndrăgostești profund online. Da, chiar mi-a făcut plăcere să... Da, și să urmești? Anunțeți colegii toți, anunțați-vă prin clase, prin așa. Să vedem live. Deci, vedem. Voi aveți șansa că sunteți aici, chiar să contribuiți la lecție. Vorbesc cu aleși, o să vedem cum rămâne, poate reușim cumva să ne depindem de dumneavoastră. Păi fac și eu rost de timp, deși sunt foarte, foarte ocupat. Dar vreau să vă fac și pe voi clasa 11. Super, ar fi super. Deci mai mușc o jumătate de oră într-o parte, o jumătate de oră pe parte și vă bag și pe voi. Da, am mai auzit și înainte de prof online, dar nu știam că aparține, site-ul aparține dumneavoastră sau că e din Bacău. Am mai văzut. Am impresia că aveți foarte multe lecții de geometrie. Sunt peste 1000 de ore de film. Da. Pe YouTube. Mi-ați intrat la prof online. Da. Vreau să vă spun asta ca să... Deci, când tastați pe Google Prof Online, îndată, se intră în pagina mea și de acolo luați video matematică, nu vă interesează video apicultură, că eu sunt pasionat apicultură, am știut, da? Se intră în video matematică și de acolo dați click pe video matematică și deschide pagina cu matematică unde veți vedea 460 și ceva de lecții. Da? Am văzut. Așa. Și cu
pe clase există și fundația Prof Online. Și dacă vă duceți pe fundația Prof Online, atunci se deschide o altă pagină unde veți vedea lecțiile pe clase. Da, am văzut. Deci aveți o șansă imensă. Plus volumele de matematică, care sunt 18 volume pe clase, deci multe lucruri interesante. Dar acum să vedem o altă chestiune. Îi transmit lui Alessio. Alessio, nu pot. Da. La revedere, salut. Da, mai bine. Bogdane. Zi-mi așa. Hai să rezolvăm următorul sistem. X plus Y plus Z egal cu X plus Y plus Z egal cu 3. Eu la cu X la 2, Y la 2. Și X la 2 plus Y la 2 plus Z la 2. Tot 3. Și X la 3 plus Y la 3 plus Z la 3. Egal cu 3. Dacă aveți o rău idee. Să ducem peste tot pe Z pe partea cealaltă. Deci te gândești să duci pe Z pe partea cealaltă? Sau pe Y sau pe X? Da. Asta este un sistem simetric. Când locuim pe X cu Y sau X cu Z, da. Sistemul e neafectat. Da. Da? Sistem simetric. Sistemele simetrice admit soluții simetrice. Dacă am găsit soluția 2, 3, o am și pe 3, 2. Că poți să locui pe X cu Y fără să afectezi. Soluția 1. Soluția este 1, într-adevăr. 1, 1 plus 1. Deci X egal cu Y egal cu Z. Deci observație care o faci tu ar fi asta, că X egal cu Y egal cu Z egal cu 1 ar fi soluția, da? Soluție. Trebuie să demonstrăm că asta este. Sigur că tu ți-ai amintit soluția. Dar cum anume, ea are o propunere. Să ne închipuim că Z-ul ar fi cunoscut și atunci sistemul ar deveni în două, da? Deci ar fi X plus Y egal cu 3 minus Z. Că X pătrat plus Y pătrat ar face 3 minus Z pătrat. Și că X la 3 plus Y la 3 ar face 3 minus Z la 3. Și, în clipa asta... Am putea aici să adunăm și să scădem ca să formăm din nou. Deci, pentru ca să formez la X pătrat plus Y pătrat, să formez binomul la pătrat, îi trebuie 2XY, nu? Da. Deci, pleci cu X pătrat plus Y pătrat egal cu 3 minus Z pătrat, deci X pătrat plus Y pătrat egal cu 3 minus Z pătrat. Și să adunăm și să scădem un 2XY acolo. Și vine. X pătrat plus 2XY plus 2XY egal cu 3 minus Z pătrat. Așa. Ar veni X plus Y totul la pătrat minus 2XY egal cu 3 minus Z pătrat. 3 minus Z pătrat. Dacă la mine este parțială, nu ne-ar ajuta prea mult. Deci 3 minus Z pătrat da, iată că X plus Y tu știi cât este. De aici. X plus Y. Da, și locuim. Aici putem locui, da? Atunci 3 minus Z. Că știe, uite, da. Uite, este X plus Y din prima. 3 minus Z la pătrat, minus 2 XY, 3 minus Z la pătrat. Minus
Putea să vă ducem pe ăsta. Dar hai să ne organizăm un pic. Da. Acum nu se vede perspectiva lucrurilor, da? E obscur. E obscur, da. Iată, asta notăm cu sumă. Și asta X o direct notăm cu produs. Deci zicem X plus Y egal cu sumă. Da? Și X ori Y egal cu produs. Și atunci, vrem să găsim suma ca expresie în Z și este. Suma cât este? 3 minus Z. 3 minus Z. Dacă găsim și produsul tot ca o expresie în Z, și avem șanse. Putem să aflăm de aici. Locuim așa, totul ce e în Z, tot ce e în dreapta, și găsim și produsul. Și tu vei spune, dar ce îmi folosește? Știu și suma, știu și produsul, dar asta n-a fost deloc întrebânțată. X la 3 plus Y la 3, hai să lucrez un pic la ea, ca să ne formăm un pic, să avem perspectiva de lucru. Deci X plus Y totul la 3, egal mai departe cu X la 3. Ah, se ridici de acolo, ia să vedem. X la 3 plus 3X pătrat Y plus 3X Y pătrat. Nu așa? Bine omul la 2. Da. Plus Y la a 3. Noi avem X la 3 și Y la 3. Bun. Dar pe asta poți să înlocuiești cu S. Că e spus da. Deci S la 3 egal cu X la 3 plus Y la 3 lași. Da. X la 3 plus Y la 3. Plus, de aceștia doi poți să scoți un factor comun în C. 3XY. 3XY, da. Pe lângă X plus Y. Adică, ce înseamnă 3XY pe lângă X plus Y? Pe lângă sumă. Și asta X ori Y e produsul. E produs, da. Deci, în S la 3, să scrie din nou, S la 3. Da, egal cu X la 3 plus Y la 3, da. Plus 3 pe S. 3 pe S. De unde scoți că X la 3 plus Y la 3? X la 3 plus Y la 3. Egal este egal cu S la 3. X la 3 minus 3 pe S. Minus 3 pe S. Iată că ultima relație nefolosită în care a X la 3 plus Y la 3 poți să o scrii ca fiind S la 3 minus 3 pe S. Și cum S este expresie în Z, P-ul va fi de aici expresie în Z, da. Va apare o relație a treia numai în Z. Da. Încă o dată. Deci, X la 3 plus Y la 3 este S la 3 minus 3 pe S. S-ul știi ca expresie în Z. Cât este S-ul? 3 minus Z. Dacă și produsul va fi tot o expresie în Z, da. Lucru care îl pot obține, îl pot afla de aici, atunci am să am și suma în funcție de Z și produsul în funcție de Z și mă duc în relația a treia și voi spune S la a treia minus 3 pe S, adică mă cui pe S și pe P în funcție de Z, egal cu 3 minus Z la a treia, numai în Z și am o ecuație în Z. Deci e planul bun. Da, e corect să gândesc așa. Așa că... De aici să scoatem. Da, să scoatem pe aici. Ducem pe 2 pe în partea asta și pe ăștia în stângă. Și vine 9 minus 6 Z plus Z pătrat minus 3 plus Z pătrat egal cu? 2 pe. Adică? 9 minus 3, nu, Z 2 Z pătrat. Minus 6 Z plus 6 egal cu 2 pe. Împărțim totul prin 2. Z pătrat, minus 3Z, plus 3, egal cu P. Pe produs. Produsul ca o expresie în Z. Ce bucuroși suntem. Notează așa, produsul egal cu... Avem produsul egal cu... Z pătrat, minus 3Z, plus 3. Plus 3. Suma egal cu 3 minus Z. Da. Iată, fă o acoladă între cele două lucruri, că ai umblat foarte tare după astea două, nu? Ai vrut să vezi cât este suma și produsul în funcție de Z. Și acum te duci în relația asta. Da. Avem că X la a treia plus Y la a treia, să zicem, a treia relație nefolosită, X la a treia plus Y la a treia egal cu 3 minus Z la a treia. 3 minus Z la a treia. Echivalentă cu? În loc de X la 3 plus Y la 3, vei spune S la 3 minus 3 pe S S la 3 minus 3 pe S Y
egal cu 3 minus 0 la 3. 3 minus 0 la 3. Și atunci... Tine să-l știi? La 3 va fi 3 minus 0 tot la 3. 3 minus 0 tot la 3. Minus 3 ori minus 3 pe lângă z pătrat minus 3 z plus 3 pe lângă 3 minus 10 și la 3 minus 10 la 3. Corect. Desfacem asta și facem mulțirile aici. Corect. Și ar veni 27 da, 27 minus 3 ori... E 3 ori prima parte la pătrat. Deci 3 ori la pătrat ori minus det. Da, l-ai prins pe minus det, așa l-ai băgat. Ori zet. Plus de 3 ori prima parte ori... 3 ori zet pătrat. Da. Și minus zet la 3. Că minus zet totul la 3 face minus zet la 3. Și minus zet la 3. Și apoi, minus 3 pe lângă. Minus 3 pe lângă. 3 z pătrat. Păi de ce? Dacă... Păi, a, așa. Corect, corect. 3 z pătrat. Minus z la 3. Minus 9... Minus 2... Nu, minus 9 z. Minus... Nu. Plus 3 z pătrat. Plus 9 minus 3z. Hai să vedem încă o dată. Z la 3. Andreea, da. Să vedem așa. Deci z la 2 ori 3, 3z pătrat. Z la 2 ori minus z, minus z la 3. Minus 3z ori minus 3 face minus 9z. Nu. Minus da. 3z ori 3 face minus 9z. Da. Ai zis bine. Minus 3z ori minus z face plus 3z pătrat. Bine, intrat. Plus 3 ori 3, 9, minus 3, z, da? Și ai lăsat, închis paranteza, da. Că era minus... Și ai dat în pătrunea cu 3 minus z la 3. Da. Echivalent cu, să luăm din nou capăt, 27. 3 minus 9z pătrat plus 3z la 3 plus 27z minus 9z pătrat minus 27 plus 9z. Egal cu 3 minus z la 3. Și minus z la 3, acum trebuie să reducem, da. Să duci totul într-un singur membru, să reduci termenul asemenea. Și ce va da, după simplificare, va da așa. Z la 3 minus 3 z pătrat plus 3 z minus 1. Egal 0. Așa vă va da. Adică va fi z minus 1 totul la a treia egal cu 0. După calcul. Dacă nu s-a făcut vreo greșeală. Da. Dacă ceva la a treia egal cu 0, înseamnă că z minus 1 egal cu 0, adică z egal cu 1. Și dacă z-ul egal cu 1, ne ducem și înlocuim și aflăm și suma și produsul. Și cu suma și produsul, cine era suma? X plus Y. Da. Și x ori y. Și atunci aflăm și pe x și pe y. Și așa să ajungi la soluția x egal cu y egal cu z egal cu 1. Deci mai merită de reținut tehnologia de lucru. Da. Ce am să zic? Dacă eu sunt un sistem simetric și atunci am presupus că una din necunoscute e cunoscută, am pus în membru drept și... Am folosit celelalte două. Doar mai două, primele două, care mi-au permis să găsesc suma și produsul și cu suma și produsul în funcție de z ne-am dus pe x la 3 plus y la 3, l-am scris că s la 3 minus 3 pe s, da. Și cu s-ul știu și pe o știu, am locuit și atunci a apărut o ecuație numai în z. O ecuație numai în z, folosind-o pe a treia, nu? Practic, asta au rămas deoparte, t
timp ce am găsit pe el și pe pe a expresie însă. Da. Tocmai, de ce? Pentru că să mă întorc în a treia, să lucrez pe el și pe pe și în final ajung la ecuație Z care oferă șansa să găsesc pe Z. Z1 egal Z2 egal Z3 egal cu 1. Și dacă Z egal cu 1, mă întorc aici și găsesc pe S și P cu Z1, veți găsi că suma e 2, e 3 minus 1 face 2 și produsul este aici 1. Că vine 1, minus 3 plus 3 se reduc și vine 1. Și produsul e 1, iar suma e 2, ce nu vede adunate se facă 1, adunate se facă 2 și mulțite se facă 1, 1 și 1. Da? Și felul ăsta s-a găsit X, Y și Z. Stai un pic și să mă duc și un pic, stau de vorbă cu tine la clasa 11, da? Așa. Analiza este cea mai importantă. La algebră ați făcut matrici, determinanți. Da. Ați terminat algebra? Da, semestrul 1. Chiar pe semestrul 1. Analiză, mi-a spus că ați ajuns la derivabilitate. Da. Dar derivate știi, nu? Da. Știi să derivezi o funcție. Da. Da? Da. Hai să vedem. Deci dă funcția y de x egal cu radical din x plus 1 supra x minus 1. Y derivat de x egal cu 5. Mai întâi calculăm continuitatea. Stai o secundă. Eu vreau să am derivata acestei funcții. Păi calculăm f de x. Trebuie să calculăm întâi x0. Stai. Da. X derivat cât este? X derivat. Dacă x aparține lui el, x derivat este... Dar n-ați făcut formulele astea. Ba, da, azi le-am făcut și n-am făcut în rețe. Este 0, x derivat. Dar vă dat niște formule atât tot. Da, da. Dar nu vi le-au demonstrat? Nu, doar le-a trecut. Bun. Deci fie funcția f de x egal cu o constantă. F de x egal cu o constantă. Și hai să vedem cât este f derivat, constanta derivată. De acea formulă care îmi spui tu. Constanta derivată egal cu cine? 0. Vă dat-o astăzi, da? Constanta derivată egal cu 0. Și să o demonstrăm. Ori, derivata este limita raportului acela, nu? Da. Deci, notăm cu derivata în punctul x0. F derivată în punctul x0. Iar este un număr. Dacă... Da. Da? Egal cu limită pentru x tind de la x0 din f de x minus f de 0 supra x minus x0 și egal mai departe cu limită pentru x tind de la x0 din f de x-ul. Cât este f de x-ul? Cât este? Ce? 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 Vorbește, mă dirige de acolo. Ce? Minus? X0... f de x0. F de x0. Păi înlocuim pe x cu x0. F de x0 ar să fie... Păi n-are x aici. Tot ce? Da. Tot. Deci atenție. F de x dacă e o constantă, f de x0 e tot ce? Tot ce, da. Da? Deci vine c minus c supra x minus x0. Și egal cu c minus c 0. 0 pe ceva face 0. Deci de aceea constanta derivată e 0. Da. Ăsta e motiv. Da. Hai să vedem mai departe. Și matematică se face în școala asta românească, că nebunește. Deci fie funcția f de x egal cu x acum. Luăm exemplu f de x egal cu x. Așa. Și începem. Pentru funcția asta să găsești derivata, înseamnă că facem f derivat în punctul x0 este egal, ca așa se mătează derivata, egal cu limită pentru x tinde la x0 din f de x, cum vorbim, minus f de x0, totul supra x minus x0, egal cu limită pentru x tinde la
x0 din... Cât este f de x? X. X. Minus. Cât este f de x0? Hai să vedem f de x0. Păi f de x0 s-a încălătesc x minus x0. Deci vine tot x0. X minus x0 supra... X minus x0 supra x minus x0. Și egal cu 1. De aceea x derivat este 1. Da? X derivat este 1. Hai să vedem f de x egal cu x la a doua. F de x egal cu x la a doua. Atunci, f derivat în punctul x0 va fi egal cu limită pentru x din de la x0, din vorbește? Din f de x minus f de x0. Corect. F de x minus f de x0. Supra x minus x0. Supra x minus x0. Și egal mai departe cu limită pentru x pătrat, limită pentru x la x0. 0 din x pătrat. Da. Minus x0 corect. Supra x minus x0. Și egal mai departe. Dacă treci la limită, faci 0 pe 0 totdeauna aici. Uite că da. X-ul zis la x0, vine x0 la pătrat minus x0 la pătrat face 0. Da. X0 minus 0 face totdeauna 0 pe 0. Îl scriem pe x minus x0 ca x minus x0 pe lângă x. Corect. A la 2 minus b la 2, da? Deci vine x minus x0 pe lângă x plus x0. Supra x minus x0. Și ce se întâmplă acum? Se simplifică x minus x0. Da. Și rămâne x plus x0. Limită. Limită pentru x tinde la x0 din x plus x0. Și locuim pe x cu x0 și face x0 și cu x0 2x0. Asta că era în punctul x0. Dar în general, în x, va fi 2x. Deci x pătrat derivat face 2x. Da, x pătrat totul derivat face 2x. Hai să vedem când f de x este x la a treia. Cât va fi? F derivat în punctul x0 egal cu limită x tinde la x0 din deodată, x la a treia x la a treia minus x0, x0 la a treia, supra x minus x0. Și egal cu limită pentru x tinde la x0 din x minus x0 pe lângă x pătrat minus a la 3 minus b la 3 formă, da? X minus x0 pe lângă, pe lângă x pătrat minus x ori x0 plus x ori x0 plus x ori x0 plus x0 pătrat. La pătrat. Nu? Este a la 3 minus b la 3, face a minus b, că lângă a pătrat poți avea plus b pătrat. Totul supra x minus x0. Egal cu... x minus x0 pe x minus 0 se duce și locuim pe x cu x0 și vine x0 la pătrat, trecem la limită. Da? Da. X0 pătrat plus x0 la x0 face tot plus x0 pătrat și plus x0 la pătrat și face cât de al de... 3x0 pătrat. 3x0 la pătrat. Asta când sunt la x0, dar în x va fi 3x. 3x pătrat. Așa. Deci x la a treia, totul derivat, face 3x pătrat. Poți să spui cât este x la a patra derivat? 4x la a treia. 4x la a treia, se simte de acum, nu? Da. 4x la a treia. În general, x la n derivat, x la n totul derivat. N minus 1 ori x la n. N ori x la n minus 1. N. Asta vine da, în față. Da, x la n minus 1. Da. Asta se demonstrează, demonstrează prin inducții. Deci nu e mare problemă. Sau se demonstrează direct. Că descompunem x la n minus x0 la n. X minus x0 pe lângă descompunerea aceea și acolo. Iată, asta e formula. Da. Deci după ce o dat, constanta derivată face 0. Turmă, găsi formula asta. Că formula imediat următoare este x la n tot derivat face n da, x la n minus 1. Deci foarte repede am găsit asta. Hai să mai facem și sin de x derivat. Cât este sin de x derivat? Nu știu. Nu știu. Nici eu nu știu. Să vedem. Deci sin de x derivat. Nu știu cât este egal. Nici eu nu știu, nici tu nu știu. Acum începem. Ne ocupăm. Deci f de x cât este? F de x egal cu sin de x. Da?
Se zice, f derivat în punctul x0 egal cu limită pentru x fiind de la x0 din f de x, adică sin de x, minus sin de x0, așa, supra x minus x0. Asta e limita care trebuie să facem. Da. Dacă trecem la limită, facem 0 pe 0 punct a pe x. E? Tocmai am ajuns la trigonometrie, Andreea. Da. Este domeniul. Acum, cu ocazia asta, constați că fără trigonometrie nu se poate. Iată-l pe... Până plec, trebuie să facem trigonometrie. O să facem. Vreau să plec. Da. O să facem toate la o capul la altul. Deci egal cu limită pentru x tinde la x0 din diferența două sinusuri. În ce se transformă? Trigonometrie, unde ești? Nu știu. Nu știu nici eu. Dar trebuie să o găsim. În seara asta rămânem aici până o găsim. Sin A, sin B plus cos A, cos B? Sinusul diferenței. Ne gândim la sinusul diferenței. Sinusul adunării mai întâi. Sin de alfa plus beta. Sinus de alfa plus beta. Sinusul adunării a două unghiuri. Sin de alfa plus beta plus sin de alfa. Egal cu sin alfa. Sin alfa cos beta plus cos alfa cos alfa sin beta. Eu alternez aici ca da. Să fim da? Sin cos cos sin. Da. Sinusul adunării. Sinusul scăderii. Sinus de alfa minus beta este egal cu? Sin alfa. Sin de alfa cos de beta minus minus cos alfa sin beta. Cos alfa sin beta. Tragem linie și ne scădem, că văd că este o scădere aici. Da? Da. Scădem. Sin de alfa plus beta minus sinus de alfa minus beta este egal cu. Din asta de sus o scad pe asta de jos. Când le scad, ăsta va fi cu minus și ăsta va fi cu plus aici. Da. Ăștia se reduc din sin alfa cos beta minus sin alfa cos beta, da. Se reduc. 2 cos alfa, 2 cos sin, alfa sin beta. Notăm alfa plus beta ca să mă apropii de asta. Alfa plus beta notez cu un A și alfa minus beta egal cu un B. Da? Alfa plus beta egal cu un A. E răs să oprut fișierul? Cât are? O oră 7 minute. Ei, oprește-te acum.